Politicul cere, procuratura ca instituție care nu poate să facă un dosar, îi spun cu toată responsabilitatea, au găsit un articol care în viziunea lor din codul penal, care este foarte simplu și parcă e pe lângă corupție. O normă care, de fapt, este născută moartă. Această normă nu este posibil de aplicat în condițiile în care ea este redactată. Chiar dacă o să avem la nivel național sentințe de condamnare, pentru că am înțeles că deja avem o sentință de condamnare definitivă, deci pe acest articol, dar chiar dacă o să avem la nivel național, oricum, de principiu, nu sunt respectate anumite categorii în ceea ce privește previzibilitatea, claritatea legii penale și ultima rațiune a legii penale și claritatea acuzării și așa mai departe. Însă, norma, eu special am luat redacția din legii ca pot să o vociferez, deci este o normă vinegret. Se numește îmbogățirea ilicită, toată lumea la auz percepe că, ia uite, că este condamnabil sau este penalizat penal fenomenul sau acțiunea, deci procesul de îmbogățire ilicită, dar în realitate norma prevede nu îmbogățirea ilicită, dar faptul deținerii de către o persoană a anumitor bunuri referitor la care se presupune că ele nu puteau fi obținute pe cale legală. Așa, niște prezumpții inversate. Adică, în ce ar consta caracterul prejudicial? Pentru că orice normă penală, ea este ultima rațiune, când nu se mai poate altfel. Și încercarea, asta e iarăși reforma unor pseudoprofesioniști, care vor să simplifice lucrurile, cred că simplificând mai ușor o să fie probarea. Nu, aici e mult mai complicată probarea. Mai ușor este să probezi un caz de corupere activă sau pasivă, pentru că atunci, acolo, ai concret declarant, persoana care spune că i-am dat lui Cutare. Cutare este o motivare că trebuia să sutărească o problemă pentru care se cumpără acest trafic, această influență asupra persoanei, scurupe persoana. Și este persoana care declară, deja sunt niște circumstanțe obiectiv stabilite. Că la data Cutare o dat, Cutare o primit, pentru Cutare acțiuni care intră în virtutea funcției. Aici e absurd, la general, care nu puteau fi, dacă s-a constatat prin probe, că nu puteau fi obținute pe cale legală. Asta e o absurditate juridică. Nu pot să demonstrez cu exactitate și cu aproximație și nu pot să stabilești ceva obiectiv, criterii obiectiv, ca să pot să probez ceea ce nu putea fi. Pot să probez ceea ce a avut loc ca fiind elementarul, că a lăsat anumite urme, pentru că tot ce s-a întâmplat lasă anumite urme și în asta își constă efectul anchetei, că trebuie să cauți cele urme. Ele sunt orice infracțiune, cât de groaznică n-a fost și cât de filozofică n-a fost pregătită, sofisticat pregătită și așa mai departe, oricum până la urmă un anchetător profesionist, el o să găsească probatoriu care e latent, care e ascuns, care trebuie să-l vezi unde și să-l ridici, să-l fixezi în ordine prezentă. Dar nu poți să probezi prin probe, tautologie, ceea ce nu a avut loc. Este o ipoteză, o presupunere, care nu este posibil de demonstrat. Ultima întrebare la ceea ce aveți dumneavoastră acolo în față, că ați spus că ați luat articolul chiar și pentru ca să-l aveți. Legea asta trebuie anulată sau modificată cu îmbogățire ilicită? Sau aruncată la gunoi? Legea asta trebuie aruncată la gunoi sau introdusă în codul penal ca o lege, ca infracțiune predicată. Să fac o legătură, că în cazul în care un funcționar, ce aici se numește confiscare, dar este confiscare extinsă, pentru ce mai trebuie aceasta? Stabilește cu un funcționar sau este răspunderea civilă în ceea ce privește când aniu prezintă că e depistat la cutare milioane de lei și nu are proveniență. Acțiune civilă. Care e treaba?